Dar, măi, măi omule, nu dai într-un singur loc. Trebuie să cureți coaja, nu să... Doamne! Doamnelor și domnilor, astăzi spunem gogoșar. Avem mega, mega vlog. Rămâneți alături de noi. Nu plecați, că mă moară algoritmul YouTube. Uitați, un morcov. Avem țelin, avem morcov, avem conopidă. Like-ul sus cine iubește conopida. Asta e murătoarea mea preferată din toate timpurile. Da, și avem. Întrebare, care este murătoarea voastră preferată? Oh, Doamne. Hai, Georgiana, zâmbește. Asta... Am așteptat amândoi momentul ăsta atât de mult să facem, să punem murători, să punem gogoșari și ne-am îmbrăcat la fel. Fără să ne dăm seama. Tarații gălbenuși. Sasha, unde pleci? Vino încoace. Sasha s-a speriat de tine. O punem pe Sasha la murat. Bine, ia-o de acolo. Georgiana, ai legătura. Da, deci ne apucăm să curățăm gogoșarii. Mi-am pus mânuși pentru că pătează unghiile și nu aș vrea să mi le... Te-aș ruga frumos să stai liniștit aici, te rog. De ce? Că fac gimbuși lucruri. Mă obosești. Zi-mi ce să fac. Nu ai ce să faci. Astfel fac gimbuși lucruri cu conopida. Ia-ți un cuțit și curăță gogoșari. Hai să curățăm gogoșari. Marian la microfon. Da, curățăm gogoșari. Noi avem aici 3 kg de gogoșari. Te tai așa, nu? Tai pe jumate și pe urmă curăți. Și pui aici în chivetă că trebuie să-i spălăm după aia. Da. Rețeta asta e rețeta mamei mele, așa punea ea gogoșar când eram eu copil. De ceva mama nu mai pune gogoșar, dar am zis hai să încerc eu, să vedem dacă mi-e. E rețeta cu miere, cu... Îi dăm și lui mama soacră un borcanel. Nu știu cât o să iasă, cred că am luat cam puțin. Ideea este că o să punem și cu conopidă, deci o să fie combinați. Cred că o să punem un borcan cu gogoșar și cu conopidă. Și până o să... Adică mai mulți gogoșari și mai puțină conopidă și un borcan cu conopidă, morcov și puțin gogoșari. Da, exact. Să vedem cum ne este. Ăștia trebuie și opăriți. Asta e faza și la opărire rămân mai puțin. Momentul milogeniei. Poftiți, domnișoara Sasha. Dă-i tu că ia mâna asta și nu... Hai, Sasha, vină veți. Hai, Sasha. Hai, uite la tine. La tine, stai, stai. Asta, bravo. Deci, tocmai ce am terminat gogoșarii, am băgat aici frumos, aici, în chiuvetă, ploaie de gogoșari! Și aici avem căsăreți. Morcovi. Da. Urmează să le, să curățăm toate legumele și le spălăm imediat. Bunica mea când punea murături, spăla foarte bine morcovul, nu-l curăța de coajă, dar pentru că noi nu facem o cantitate industrială, ci 2-3 borcanele, am zis să-i curăț de coajă. La camera ascunsă! Eram concentrat aici. Mamă, câtă morcovăreală! Ia mâna! Nu fac și eu? Ce să faci? Eu fac și eu chestia asta. Mamă, poți să fac și curăț aici? Da. Dar, măi, măi omule, nu dai într-un singur loc. Trebuie să cureți coaja, nu să... Doamne, de ce le dai într-un singur loc chestia asta? Trebuie să iei coaja. What the fuck, Marian? Pleacă de aici! Aia este apa mea. Mă, tu ai venit să mă enervezi? Pleacă de aici! Eu așa ceva n-am văzut, fraților. Parcă face intenționat. Pleacă, las-o pe aia. Și la conopidă ce se face? Se rupe așa bucățică, bucățică? Nu, nu, trebuie să o desfac de pe... Lasă-mă puțin, te rog frumos. A fi sau a nu fi? Aceasta este întrebarea. Uite, dacă vrei să faci ceva să mă ajuți, iei fiecare gogoșar în parte, bucățică cu bucățică și îi speli și îi pui aici, dar fii atent, când îi pui, pui și tu cu gura în jos ca să scurgă de apă. Și te cureți bine. Măcar atât pe asta, cred că știi și el să facă. Foarte bine. Nu contează cum îi pui, că oricum o să-i opărim. Așa. Să fie spălat foarte bine. Nu între timp curăț creanul ăsta. Bravo. Iau pe asta. Bravo, dar nu trebuie să ne lăsă fiecare în parte. De ce faci acolo? Curăț tren. Foarte bine. Revenim cu detalii după ce ne facem treaba. Impecabil, ați spune. Ia uitați ce soț vrednic am avut, a spălat toți gogoșarii. Trebuie să ridicăm o statuie. Spălăm rapid și restul legumelor ca să fie pregătite și după aia trecem la treabă. What's up, Dac? Nu este spălat.
nu-mi place. Mamă, de bune, iubesc morcovii! Ia, mănânc aici, că faci numai apă în toată casa. Zici că are fântână arteziană în degete. Următorul pas, după ce spălăm toate legumele astea, este să facem o saramura, practic. Nu știu ce nume are, care să facem cu mai multe. Păi n-am terminat! Ah. Sare, arată sare bună. Oțet. Doamne, de ce are un cocoș pe el? Oțet cu un cocoș pe el. Întreabă-i pe domnii care l-au produs, de ce au... SC Vin Alcool Argeș S.A. Acest clip este sponsorizat de SC Vin Alcool Argeș S.A. E produs la Topoloveni. Uite-mă, un produs corect. Din zaharul, drojdie, din vin și alcool. Și mai mult de la viață. Deci este miere. O să o las aici că... Pui și miere? Așa se face. Bun! Deci avem așa, nevoie de la câte kilograme de gogoșare avem noi aici. Ne-ar trebui cam 600 de mililitri per kilogram, dar pentru că mai avem și alte legume pe lângă și vrem să mai facem un comborcan, o să punem 3 litri de apă. Mai adăugăm și mărim un pic cantitățile. Deci 3 din asta de apă, ăsta are un litru. Câte? 3. Zile tu despot! 2 litri jumate, m-am hotărât. 2 litri jumate. Mai tare, bine, dă-le. 3 linguri de sare. De la o parte, te rog frumos. 3 linguri de sare. Trebuie să fie sare pentru mărătură, adică neiodată. Oțet. 1 litru. De câte știu, atâta pot să fac și eu. Miere. Pun tot litru ăsta aici? Da. Așa scrie la rețetă, așa facem. Da. Doamne, dăm putere! Dăm putere! Așa, punem miere. 20 de linguri de miere. Ideea e că sunt foarte multe rețete pe internet. Eu am găsit și în cartea de bucate. Eu am o rețetă a maică-mii. De puțin iubire. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 10. Hai, ia și bagă degetele. Deci, nu știu, bocanul ăsta cred că are 400 de grame, nu știu cât are. Și-am pus jumate. Bun, mai departe. Foi de dafin. Mamă, ce frumos mirase. Deci, combinația asta de miere cu oțet, deci efectiv un plongă. Bombă. Miere e bună, oțetul. 6 trebuie să pui, dar am niște foi mai mici. Vă orientați și voi. Așa. Aș bea un gin cu miere. Da. Boabe de muștar, 4 linguri. Una. 4 linguri de piper boabe. Una. Două. Și toată treaba asta merge la foc, până începe deci să fiară. Deci asta e saramură, e saramură cu miere. Da. Cred că am uitat să pun ceva. We are the champions. Trebuie să mai pui ceva? A, ulei. 300 de mililitri de ulei. Și de unde pui? Din ochi? Păi normal că din ochi, era mai puțin de jumate. Hashtag din ochi. Și acum cât așteptăm? Așteptăm să fiarbă și după ce fierbe, punem gogoșarii, opărim. Pe toți, îi scoatem separat, îi punem în borcane și formă restul de zeamă care rămâne acolo se pune peste mărături. Ce se întâmplă acum ceva? Am tăiat țelina, hreanul și acum morcovul. Vreau să-l tai în bucăți mai mici pentru că borcanele arată cam așa. Și îl tai așa. O să punem pe fundul fiecărui borcan țelina, hreanul, să le împărțim în 4 părți egale. Și morcovul o să-l punem intercalat cu gogoșarii și testul. Ce tare! Da, abia aștept să mănânc. Deci n-am mai mâncat rețeta asta de gogoșari de când eram copil. Și în cât timp o să fie gata, adică tot? Adică mă refer la modul după ce se și murează situația. Păi, depinde unde îi ținem. În medie. Cam 2-3 săptămâni. Deci în 3 săptămâni putem să mâncăm? Cam așa. O să testăm. Am ajuns în momentul în care trebuie să opărim gogoșarii. Apa a dat un clocot.
și punem pe rând. Săraci. Da, îi lăsăm cam un minut. Și că da, îi lăsăm cam un minut. Să fiarbă și scoatem separat. Și facem așa. Vedem cât intră, nu știu, cred că o să intre două ture la cât lichid avem noi aici. La foc mediu. Doamne, ce bine că am spălat aragazul. Îl spăl tot timpul, am obsesie. A, și by the way, pentru aceia dintre voi care se întreabă, noi ce facem aici, punem gogoșar sau morcovi? Eu acum, la aceste borcane de gogoșari, am pus practic ce mi se părea mie că e prea puțin în borcanele din copilăria mea. Morcov și conopidă. Deci pe mine mă interesează să mănânc morcov și conopidă și să aibă gustul ăsta dulceag. Doamne! Deci mi se pare că ăsta e așa, cred că am mai spus-o într-un vlog, mi se pare așa că e testul maturității, am ajuns să pun murături. Mi-aduc aminte de ai mei când puneau murături și mi se pare așa o chestie de oameni foarte, mari. Da, complicată și nu, adică trebuie să fii mare ca să faci chestia asta. Well. De cum înghite în segmă. Da, vreau să ce s-a întâmplat, mami? Mamă. Ha? Dă și mie. Asta e prima taranșă de opăriți? Da. Gogoșaro părinte. Te că trebuie să. Uite încă o taranșă. Ma. Bine, în momentul în care ajungi și înmesteci, se simte că e crud, că nu e tot murat, dar gustul. Doamne, e bun. Cât de bun ei. I-am scos pe ăștia. Evident că aici la fund e o tonă de zeamă. Dar asta se toarnă în borcane după aia. Deci așteptăm să se facă tot. Și pe urmă revenim în momentul la care, în momentul în care băgăm în borcane. Ce faci, mami? Am pus la răcit ăștia, păi vrei să mă opăresc pe mâini? Ah. Okay. Gata, s-au opărit toți, e? Și am opărit și conopida pentru că trebuia și eu, că și eu opărit. Așa. Ce faci, mami? Mă duc să iau alea de pe terasă. Hai să te ajut și eu, ia. Mamă, ce e aici? Hai că iau eu asta, și că frige un pic și... Ce faci, mai veni și tu de acțiune, a? Bun! Deci, eu am făcut următoarea chestie. Inițial am spus că punem 4 borcane, 3 inițial, după aia am zis că pun 4 și până la urmă am pus 5 borcane, pentru că mi-am dat seama că avem foarte multe murături. În cazul în care sunt prea puține borcane, mai completăm, mai avem. Ce am făcut aici? Am pus selină, hrean, câteva boabe de muștar și de piper și o frunză de țelină. Așa, și acum începem să punem intercalat. Da, Sasha își vede reflexia în geam, treci în casă. Hai, 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 treci în casă, treci în casă, hai. Haide, 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 circulați, 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 că vă dau amendă. Adorabilă, băiețu. Așa, da, deci. Și acum începem să punem intercalat un rând de gogoșar, un rând de conopidă și morcov printre. Ideea e că trebuie să-i punem destul de comasați, dar fără să-i rupem, adică fără să-i strivim. Dar trebuie să fie... Deci conopida a fost și ea opărită. Am opărit-o și morcovii nu. Nu. Am căutat pe net și cică asta. Oricum se vor mura, mai ales că na, saramura este... Deci aici e saramura. Uh-huh. Așa. Pe care am oprit-o și o să-i dau drumul în momentul în care sunt borcanele aproape gata să fiarbă din nou. Ah. Ca să fie fierbinte la momentul în care... Mă, dar ce frumos le organizează ea pe straturi! Da. Ce frumos! Mamă, deci abia aștept conopida aia morată, deci eu sunt înnebunit. Știu, conopida și morcov. Doamne, apără și păzește. Ok, deci... Și facem așa cu toate borcanele. Bravo, Georgiana! Nu cred, am vrut să mâncăm gogoși. Ce facem, mamă, e bine? E bună viața? Da. Link? Uite aici ce am făcut. Link în descriere către vlogul de pe canalul de Daily, care are legătură de sigur... Are legătură cu... cu gogoșile, da. Și dacă ați dat, eu am un canal de daily unde pun în fiecare zi câte un clip, mai puțin duminica. Ne-am apucat să punem saramura peste murături. În cazul în care rămâneți fără saramura, mai faceți încă o dată rețeta, astfel încât să completați toate borcanele. Oh, yeah, baby! Am zis că facem 3 borcane și uite de știu câte sunt aici. Mi-au mai rămas niște gogoșari la final și n-am avut alt borcan. Foarte bine! Mi-am luat unul foarte mare și asta e. Vrei să pun eu? Păi am făcut un sketch, cum că eu sunt specialist în turnat din casă bine. Și... Hai că vrei să zici că ceea ce punem pe net nu este real, nu suntem noi așa? Tu ești specialist în turnat, dar acum aș vrea să fac eu, să mai repede. Mamă, câtă migală! Ce zici, să le punem într-o pătură? Da, după ce strângem borcanele bine, le punem într-o pătură și le lăsăm aici în casă, nu le ducem la rece.
Și mâinile mutăm la rece, le punem afară. Doamne și domnule, ăsta e momentul în care eu o fac pe forțosul. Deci iau ăsta așa. Și le strâng, nu? Mă ne-a mai și rămas zeamul. Ok. Ideea e că mi-a luat mai mult să pun zeama asta în borcane, pentru că punându-i atât de, nu știu cum amasați, mi se duceau boabele de piper și de muștar. Era toate aici sus și m-am enervat și am băgat aici o furculiță așa ca să fac loc. Să arată drăguț. Sunt super mândru de tine, Georgiana. Mulțumesc, ce sunt mândră. Ești cea mai tare gospodină din spațiu care poate o Danubianu Pontic. E, să nu exagerăm. Asta e ultimul. Dragilor, ultimul capac! Minunat! Aceasta este colecția noastră toamnă-iarnă de gogoșari. Minunat, doamnelor și domnilor. Da, asta nu-i toată colecția noastră completă, că avem și castraveți. Păi și-ați gogoșari. Și gogonele avem puse. A, da, și-ați gogoșari. Da. Doamnelor și domnilor, aceasta este rețeta Ionescă. Acesta a fost vlogul de azi. Abonați-vă dacă nu v-ați abonat deja, atât la canalul ăsta, canalul principal, cât și la canalul secundar și, de ce nu, și la canalul Ionescă. Dacă vreți. Mariciu pe Instagram, Georgiana Ionescu pe Instagram și în spatele camerei, adică cameramanul, persoana, ființa care filmează, Sasha doarme. Mulțumim să și că a fost să închid. Doamne, este adorat. Acesta a fost vlogul de azi. V-am ai filmat foarte bine, Sasha. Foarte, foarte bine. Marian, la frumos.